Ajutor mai mult decât necesar din partea clubului Rotary din Râmnicu-Vâlcea pentru copiii cu cerințe educative speciale din municipiu. Membrii clubului au donat mai multe echipamente IT centrului care funcționează în sediul fostei grădinițe numărul 3 din Nord. Calculatoarele și imprimantele donate vor ușura activitatea cadrelor didactice care lucrează cu micuți cu dizabilități ce au nevoie de suport vizual pentru a reține mai ușor informațiile. Până acum, orele noastre s-au desfășurat în condiții foarte bune. Eu am adus laptopul personal și pentru a putea desfășura activitatea. Acum ne prinde foarte bine pentru că elevii au tot timpul în clasă acces la toate informațiile și nu numai. Putem utiliza softuri educaționale, cântecelele care ne ajută foarte mult, fișele de lucru pe care le putem lista mult mai ușor, bineînțeles. Până acum cum a fost? Cum v-ați desfășurat orele? Mai dificil. Dar cu materiale făcute de noi, aduse de părinți, avem aici așa o mămică care ne-a sprijinit foarte mult. Haideți, doamna Raluca? Nu știu dacă la celelalte clase am avut mămici, dar avem o mămică, mămica lui Rafi, care ne-a ajutat foarte mult. Părinții contribuie în mare măsură cu materiale. Părinții copiilor care frecventează centrul spun că ajutorul primit de la rotarieni este binevenit și că cei mici învață mult mai ușor dacă au acces la un calculator. Încercăm să facem cât mai multe activități care să implice pe copii și să implice și pe părinți, să putem socializa împreună, să ne și cunoaștem mai bine și copiii între ei și părinții. Facem diverse ateliere cu activități specifice unei perioade de timp, gen 1 martie, 8 martie sau activități pentru Crăciun. Acum, într-adevăr, dacă avem și ajutor cu calculator, este foarte, foarte bine, pentru că înainte erau foarte multe fișe, desenate, efectiv, cărți de colorat, chestii de genul ăsta, puzzle-uri, cuburi. Acum era mai greu să captați atenția copiilor. Cu siguranță, da, toți sunt foarte încântați de așa ceva. Noi am mai încercat acasă, vă dați seama, cu tablete, cu telefoane, dar și la școală e binevenit. Deci, fetița mea, e prima memorare lentă. Trebuie să repete de foarte multe ori ca să rețină ceva de bază. Și atunci imaginea o stimulează, o ajută. Și pentru toți, în general, copiii cu probleme și cu probleme de învățare, imaginea e foarte importantă. Ei nu fac asociere în abstract. Au văzut imaginea, da, știe despre ce e vorba. Dacă îi spui, îi descrii un anotimp sau ceva, nu înțelege. Dar dacă i-a arătat o frunză căzătoare, imediat știe că e toamnă. Centrul, care funcționează în sediul fostei grădinițe numărul 3 din Nord, este frecventat în prezent de 60 de copii cu cerințe educative speciale. Pentru că unii dintre ei au și probleme locomotorii, membrii clubului Rotary din Râmnicu-Vâlcea au proiectat și montat o rampă de acces în centru. Din acest an rotarian este cel mai important proiect. Este un proiect de suflet. Și cu emoție și bucurie astăzi inaugurăm atât rampa de acces pentru copiii care au probleme psihomotorii, cât și echipamentul de calcul care îi ajută foarte mult în sistemul educațional, pentru că acești copii au nevoie de o educație specială, ei acumulează foarte mult prin imagine. Și doresc ca acest proiect să continue de la an la an. Se pare că nevoile sunt mari și multe și să nu ne oprim aici. Un partener extraordinar am găsit în clubul Rotary și le mulțumim din suflet pentru inițiativele lăudabile pe care le au. După cum vedeți, școala beneficiază, spațiul de aici, din Râmnicu-Vâlcea, beneficiază de o frumoasă rampă. Nu aveam posibilitatea prin bugetul pe care l-am avut și să utilăm spațiul cu o astfel de rampă. Ne bucurăm că astfel de oameni există și ne bucurăm că ei își dau tot interesul pentru copiii cu dizabilități și părinții acestora. O contribuție semnificativă în dotarea Centrului pentru Copiii cu Cerințe Educative Speciale din municipiu a avut-o handbalista Cristina Neagu. Cei 6.000 de lei obținuți din vânzarea tricoului donat de Cristina Neagu au fost utilizați de asemenea pentru acest centru. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor care s-au implicat, începând de la organizarea balului de caritate, celor care au contribuit voluntar, care s-au ocupat de echipamente, de confecționarea rampei, donatorilor și în ultimul rând Cristinei Neagu, care ne-a donat pentru acest proiect propriul tricou,
care a fost licitat. Banii pentru echipamentele IT necesare integrării în sistemul educațional și rampa de acces provin din donații pe care Rotarii Club Râmnicu Vâlcea le-a adunat la balul caritabil organizat în acest scop la finele anului 2018.